foarte greu. Credeți-ne că așa de greu cât de mare. Câte persoane locuiți aici? Oh. Într-un colț uitat al României, acolo unde susurul vântului se îmbine cu liniștea satelor, miros de cer aduce o rază de lumină. Ai mai primit vreodată cadou? Îți place ciocolata? Da. Da? Ai mai primit cadouri acum de Crăciun? Pe mami când l-ați văzut ultima dată? N-am văzut-o. Când am fost micuțe, n-a lăsat. În fiecare an, în prag de sărbătoare, Miros de Cer adună dragostea și bunătatea în pachete pline de cadouri, alimente și îmbrățișări calde. Aceste daruri sunt ca niște raze de lumină ce străpung întunericul din ochii celor nevoiași. Cu inimile pline de compasiune, echipa Miros de Cer străbate cărările grele pentru a ajunge în sate uitate, acolo unde oamenii simt adesea că au fost uitați de lume. Cu fiecare pas pe care îl fac, ei aduc cu ei un zâmbet cald și o rază de speranță pentru cei în nevoie. Această inițiativă aduce momente pline de emoție